Obligațiile de plată cu termen scadent în data de 25 septembrie 2015 se referă la efectuarea plăților anticipate de impozit pentru semestrul 3 al acestui an de către acele persoane fizice care obțin venituri din activități independente sau din cedarea folosirii bunurilor. În privința efectuării plății contribuțiilor sociale pe același trimestru al anului 2015 se încadrează persoanele fizice care obțin venituri din activități independente sau din cedarea folosirii bunurilor, cu excepția veniturilor din arendare. Dintre obligațiile declarative al căror termen scadent este în data de 25 5 septembrie fac parte declarația 100 privind obligațiile de plată la bugetul de stat. Declarația recapitulativă 390 vies privind livrările, achizițiile, prestările intracomunitare, notificarea 097 privind aplicarea, încetarea aplicării sistemului TVA la încasare. Și data de 30 septembrie este termenul scadent anual pentru contribuabili care trebuie să depună la sediul administrației județene a finanțelor publice Mureș formularul 318, reprezentat de cererea de rambursare a taxei pe valoare adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România și nu în în primul rând formularul 313 cu cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri TVA și stabilite în afara comunității.